Este răcoare, foarte bine, nu bine, foarte bine. Foarte bine. Este, da. În primul avem aer tot, e rece. Foarte bine, da. Răcoare, bine, nu bate soare, nu nimic. Lucrează vitrinele că e rece. Este mai bine. E mai bine? Da, mai bine, da. Mai da, nu mai bate soare, un pic mai răcoare. E bine, sperăm să fie bine. Vă mai este teamă că se strică produsele? Deocamdată nu, astăzi e prima zi când venim. Și o mai fi de acum, vedem. Și comercianții de la sectorul lactate sunt încântați. În ultima săptămână, când și-au schimbat locația, nu le-au mers prea bine vânzările. Dar vreau mai moale, n-aveți. Nu, mai e bun, nu? Păi zici-mi, da, într-o kilogram nou. Atunci era soare mai mult, acum... Era prea caldă înainte. E mai bine acum, totuși e mai bine. Păi și mai bine, că avem condiții. Cum să fii mai bine dincolo? Păi și condițiile obținute pe a vinde brânză, lapte la ora asta. Cei mai mulțumiți sunt însă vasluienii care locuiesc în zona Traian. Obișnuiți să-și facă cumpărăturile aici, oamenii răsuflă ușurați că nu mai sunt nevoiți să meargă până la piața centrală. De unde v-ați aprovizionat, de exemplu, săptămâna asta? Am mai făcut așa rezerve și am mai consumat din rezerve. Iar acum chiar eram curioasă și mai mult am venit să iau niște mei, că am un păpăgăluț și nu mai aveam sito de mâncare. Deci... Și în piața cealaltă însă nu mai ajung pe căldura asta. Da, 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 sigur. Păi asta chiar mă uitam la luminatoare, foarte bine că le-au pus și eu un pic de aer curat pentru cei care stau aici. Mai greu, mai greu. Trebuia să mergem în piața cealaltă, mai ales că stau în zonă. Și chiar astăzi, trecând întâmplător, credeam că de luni se deschide, dar asta e foarte bine. S-a deschis. Autoritățile speră ca atât comercianții cât și clienții să fie mulțumiți de noile condiții din piață.